Încă de la debutul anului școlar, polițiștii hunedoreni au fost zilnic prezenți în școlile din județ și în zona adiacentă a acestora, prin activitățile desfășurate fiind alături de elevi și profesori cu scopul prevenirii și combaterii faptelor antisociale, care ar putea perturba procesul de învățământ. De la începutul anului școlar, oamenii legii au desfășurat peste 100 de activități preventive în cadrul orelor de curs, ocazie cu care au fost abordate cele mai actuale teme, precum prevenirea infracțiunilor comise cu violență, prevenirea și combaterea fenomenului de bullying, prevenirea consumului de substanțe interzise, prevenirea faptelor de port fără drept de obiecte periculoase, prevenirea victimizării minorilor, siguranța online și respectarea regulilor de circulație rutieră. Dintre acestea, peste 30 de activități au fost organizate și desfășurate de polițiștii Biroului Siguranță Școlară, atât independent, cât și împreună cu partenerii instituționali, respectiv reprezentanții Inspectoratului Județean de Jandarmi Hunedoara și cei ai Centrului de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Hunedoara. În prezent, mesajele preventive transmise de polițiștii de siguranță școlară au ajuns deja la peste 700 de elevi și preșcolari. Campania națională Tăcerea e tot violență, vocea ta e soluția este implementată și în județul nostru. Activitățile din campanie urmând a se desfășura pe tot parcursul anului școlar. În aceste activități sunt cooptate mai multe instituții județene cu atribuții privind siguranța școlară, pentru ca mesajele transmise să fie cât mai cuprinzătoare și să vizeze mai multe domenii de interes în prevenirea delincvenței juvenile și a victimizării minorilor. Totodată, partenerii în această campanie sunt și Asociația Județeană a Părinților Hunedoara și Consiliul Județean al Elevilor Hunedoara. În cadrul campaniei vor fi organizate și evenimente în orașele importante de la nivelul județului, în scopul conștientizării părinților, cadrelor didactice, elevilor, precum și la nivel de societate, cu privire la necesitatea asigurării unui climat optim de siguranță în mediul școlar, prin prevenirea victimizării minorilor, prevenirea și combaterea delincvenței juvenile, a infracționalității în mediul școlar și a traficului și consumului de droguri. Începând cu luna octombrie, polițiștii Biroului Siguranță Școlară lansează campania județeană Alege Libertatea, al cărei scop îl reprezintă conștientizarea și prevenirea traficului și consumului de droguri, dezvoltarea abilităților de luarea deciziilor sănătoase și creșterea capacității de a aborda situații conflictuale. Grupul țintă sunt elevii claselor 5-12, iar activitățile preventive se vor desfășura în cât mai multe unități de învățământ preuniversitar din județul Hunedoara.